astăzi la Spitalul de Stomatologie. Aflăm de ce este important ca implanturile să se realizeze într-o sală de operații spitalicească. Cum îi facem pe micii pacienți să stea cu minți la stomatolog? Implanturile zigomatice, soluția pentru evitarea adiții osoase. Boala parodontală sau boala dinților frumoși. Frica de stomatolog are mai multe cauze. Simbioza dintre tehnologia de ultimă oră și profesionalismul medicilor face ca multe dintre resorturile fricii să dispară. Când vorbim de stomatolog, foarte multă lume se teme din mai multe motive. Unul este durerea, altul este o experiență pe care au trăit-o în cabinetul stomatologic, dar și teama de a nu contacta anumite boli infecțioase îi ține departe de cabinetul stomatologic. Regulile de igienă într-un cabinet care practică chirurgie ortodentală sunt foarte stricte, astfel încât riscul transmiterii infecțiilor intraspitalicești să fie redus la minim. Toată instalația este pe senzor, astfel încât medicul chirurg să nu intre în contact cu niciun fel de obiect contaminat. Mediul este steril, aerul este sterilizat din sala de operație. Absolut toate instrumentele urmează un anumit protocol. Sterilizarea, asistentele de sterilizare respectă anumite norme. Intervențiile de inserare a unor implanturi dentare le facem de cele mai multe ori în sala de operație pentru a evita contactul pacientului cu aerul care este contaminat într-un cabinet în care s-au practicat alte manopere stomatologice care includ infecții, fie că vorbim de infecții de pe canale, fie că vorbim de infecții intraosoase. În sala de operații s-a prezentat un pacient tânăr, căruia i s-au făcut două extracții ale unor rădăcini ce nu mai puteau fi recuperate. În aceea ședință, dinții pierduți au fost înlocuiți cu două implanturi dentare. La Spitalul de Stomatologie, rudele, prietenii pacienților, au posibilitatea să urmărească în timp real pe un ecran Full HD întreaga desfășurare a intervenției. Pacientul pe care l-am operat în sala de operație avea două resturi radiculare irecuperabile care dezvoltaseră infecție. S-au curățat foarte bine, s-au îndepărtat aceste resturi, s-a curățat osul și imediat post extracțional s-au inserat implanturi. Este foarte important să reușim să inserăm cât mai repede implanturi după extracții, mai ales când situația clinică ne permite. Pentru că în urma vindecării osoase, se pierde, prin vindecarea osului, se pierde o cantitate semnificativă de os. Pierzând osul, noi suntem nevoiți să inserăm implanturi de dimensiuni mai mici, mai reduse, fie că vorbim de lungimea, fie că vorbim de grosimea acestor implanturi. Și atunci suntem cumva constrânși. Pe lângă multe alte lucruri, medicul stomatolog trebuie să țină cont de mecanismul de reglare și transmiterea presiunii de la nivelul osului. Proprioceptorii sunt niște receptori de presiune de la nivelul osului. Fiecare dinte este conectat la câțiva astfel de receptori. Odată pierdută această rădăcină, practic acești receptori sunt distruși. Dacă reușim imediat post-extracțional să inserăm implantul, posibilitatea de menținere a acestor proprioceptori, acestor receptori, este foarte mare. Dacă așteptăm o vindecare osoasă, acești proprioceptori se pierd, iar transmiterea unor forțe la nivelul mușchilor este deficitară. Sunt situații în care, prin refacerea totală a danturii cu implanturi, pacientul nu mai știe ce forță dezvoltă la nivelul dinților și forța pe care o dezvoltă este mult mai mare, de aceea trecerea la alimente din ce în ce mai solide sau la forțe mai mari masticatorii trebuie făcută treptat, astfel încât să se reseteze toate aceste mecanisme, toate aceste reflexe de forță de la nivelul danturii.
Reușita tratamentelor depinde de priceperea medicilor, dar și de nivelul tehnologic al aparaturii care e folosită. Echipamentele performante de ultimă oră ușurează munca medicilor, sunt minim invazive și asigură o recuperare rapidă. Cooperarea micului pacient este esențială în realizarea unui act medical sigur și corect. Dacă micuțul se mișcă, este speriat, stomatologului este greu să efectueze tratamentul în condiții de maximă siguranță. Există mai multe metode de a-i face pe copii să stea cu minți pe scaunul stomatologic. Prima metodă este numită metoda TEL, Show Do. În prima fază explicăm pacientului manopera medicală, după care îi arătăm și doar în momentul în care ne asigurăm că acesta a înțeles, bineînțeles îi se explică în termeni adecvați vârstei, dacă acesta a înțeles și acceptă procedura medicală, de-abia atunci ne apucăm de treabă. În cazul în care copilul are un grad de anxietate crescut și deși înțelege ceea ce urmează să se întâmple, anxietatea nu îl lasă să accepte acest tratament, folosim metoda de inhalosedare. Inhalosedarea se aplică copiilor cu nivel de anxietate crescut, care însă înțeleg și doresc tratamentul. Practic, gazul ilariant îi relaxează și îi face să accepte mult mai ușor actul medical. Când copilul e prea mic, speriat sau are nevoi speciale, se apelează la anestezie generală. Astfel pot fi rezolvate toate problemele acestuia într-o singură ședință. Pentru acomodarea cu stomatologul, li se recomandă părinților să-i aducă pe cei mici la control înainte de a apărea situațiile de urgență. Vizita la stomatolog este obligatorie. Este bine ca aceasta să aibă loc nu atunci când există urgență, nu când copilul suferă sau este deja o presiune asupra lui, ci pur și simplu un control de rutină. Este bine de început de la apariția primilor dințișori, când copilul este foarte mic, și trebuie privită ca o experiență normală prin care trebuie să treacă fiecare copil, nu ca o urgență, ca o situație gravă sau ca un eveniment neplăcut în viața lui. Sigilarea dinților este indicată copiilor care au o predispoziție crescută pentru carie. Este vorba de acoperirea suprafețelor dentare ocluzale, cele cu care se mestecă, cele mestecătoare, și previne astfel apariția cariilor pe aceste suprafețe. Cu toate acestea, nu se înlocuiește o igienă bună și nu este 100% prevenția cariilor prin sigilări. Trebuie instituit o igienă foarte... Igiena dentară trebuie să înceapă din momentul apariției primilor dințișori. Există metode de curățare a dințișorilor de lapte încă de la vârsta de 6 luni, pentru că dacă nu facem acest lucru, există riscul apariției cariei de biberon. Copilașul nu trebuie să doarmă cu biberonul, copilașul nu trebuie să doarmă cu urme și resturi alimentare pe dințișori. Dacă se întâmplă aceasta, deja începe apariția cariilor. Cariile de la nivelul dinților de lapte pot ajunge la nivelul nervilor și infecta atât nervii cât și țesutul osos în care acești dinți se află. La rândul lor, dinții permanent se află tot în os și astfel infecția se poate transmite de la nivelul osului și la dinții permanenți. Sănătatea dinților depinde și de alimentație. Nivelul crescut de zahăr mărește riscul apariției cariilor. Dantura permanentă în totalitatea ei începe să existe undeva pe la vârsta de 12 ani, dar în ultimii ani s-a observat o decalare de la aceste date fixe.
putând să întârzie cu un an sau să apară mai devreme cu un an. Aceste decalări sunt în limita normalului și nu este cazul să ne îngrijorăm. Primul control ortodontic trebuie făcut la vârsta de 6 ani, 6-7 ani, odată cu apariția primilor dinți permanenți. Chiar dacă încă nu avem toți dinții permanenți pe arcadă, medicul ortodont poate face o previzionare a felului în care arcadele dentare se vor dezvolta. Poziția dinților permanenți este legată și de nivelul de dezvoltare a maxilarului și a mandibulei. Acești factori pot fi detectați încă de la vârsta de 6-7 ani, când, deși nu avem toți dinții permanenți pe arcadă, putem cumva ghida felul în care aceștia erup și locul unde aceștia erup, lucru mult mai ușor decât să avem deja dinți permanenți erupți și să încercăm să-i repoziționăm. Pentru a evita adițiile osoase, implanturile zigomatice sunt recomandate când osul este foarte atrofiat. Osul zigomatic, adică osul pometelui, își modifică foarte puțin volumul și densitatea, făcându-l adecvat pentru inserarea implanturilor. Operația se face cu anestezie generală și nu poate fi realizată în orice cabinet, ci numai într-un mediu spitalicesc. Implanturile zigomatice sunt implanturi care se folosesc în cazurile disperate, când pacienții nu numai că nu mai au dinți la osul maxilar, însă nu mai au nici baza osoasă, nici osul în care să se insere implanturile convenționale. Atunci se folosesc aceste implanturi, care sunt niște implanturi lungi, se inseră cu un capăt în osul maxilar și cu vârful se ancorează în osul zigomatic, în osul pometelui. La maxilar se consideră că 4 implanturi zigomatice sunt absolut suficiente pentru o restaurare provizorie fixă. Deci nu e nevoie să punem mai multe implanturi zigomatice pentru că supra-solicităm osul zigomatic. 4 implanturi sunt suficiente pentru a putea pune dinți fixi pe ele. Avantajul implanturilor zigomatice este că în acest fel se evită adițiile osoase extinse, grefele osoase, care crește atât durata tratamentului, în cazul acesta durata tratamentului poate duce chiar la un an, un an jumătate, costul tratamentului este mai mic pentru că nu se mai fac aceste adiții extinse. În 24 de ore de la operație, de la inserarea implanturilor, pacientul poate avea o lucrare provizorie fixă. Deci pacientul părăsește spitalul nostru cu dinți, cu dinți fixi. În cazul grefelor, acest lucru nu este posibil. Deci dinți va avea numai când se vor putea insera implanturile convenționale după ce se integrează grefele osoase. Înainte de intervenție, pacientul va fi supus unor analize detaliate, fiind examinat atât de medicul chirurg, care îi va face implantul, cât și de medicul anestezist. Sunt niște contraindicații locale, din punct de vedere al sinusului maxilar, pentru că aceste implanturi, după cum am zis, au un capăt în osul maxilar și vârful se inseră în osul zigomatic. Ele trec prin sinusul maxilar. De aceea, dacă pacientul prezintă o patologie sinusală, adică, mai pe românește, dacă sinusul maxilar este bolnav, adică dacă are sinuzită, pacientul trebuie întâi să-și rezolve această problemă, întâi să meargă la medicul orelist, pentru că atunci când va face operația, sinusul trebuie să fie sănătos, să fie curat. După intervenție, pacientul va urma o terapie cu analgezice, care va suprima apariția oricărei dureri. Pe perioada în care are dinții provizorii, pacientul trebuie să fie conștient că dieta lui trebuie să fie modificată. Deci el nu va putea mânca absolut orice, trebuie să fie o dietă semisolidă pentru ca implanturile zigomatice să aibă timp să se osteointegreze. Este aceeași situație ca în cazul implanturilor convenționale. Ele nu trebuie să suporte forțe masticatorii foarte mari în primele luni. 4 luni, ideal 6 luni, pacientul trebuie să aibă grijă la dietă. După 6 luni se face lucrarea protetică definitivă și pacientul își poate relua dieta dinainte de când avea dinții lui buni. Adică poate avea o dietă solidă, nu mai trebuie să aibă grijă. Pacientul trebuie să fie foarte atent și la igiena orală. Aceasta este foarte importantă. Trebuie să folosească dușuri, bucale, ape de gură pentru a menține aceste implanturi, pentru a nu exista inflamația mucoasei din jurul implanturilor.
La spitalul de stomatologie s-a prezentat o tânără de 23 de ani care avea mai multe probleme dentare. Lucrări protetice defectuoase, înghesuiri dentare, ce au dus la apariția bolii parodontale în stadiu incipient. Pacienta a beneficiat de o igienizare profesională, pentru că existau depozite de tartră, acestea au fost îndepărtate, s-a realizat apoi un periaj profesional și un airflow. În urma igienizării s-a realizat măsurarea pungilor parodontale, realizată cu o sondă specială parodontală care este gradată. Acest lucru ne ajută să determinăm gradul de îmbolnăvire. Pe lângă datele de anamneză, sunt importante și radiografiile cu care corelăm măsurătorile acestea. După ce s-au realizat măsurătorile, urmează direcția de tratament. Acestea sunt special create în funcție de fiecare caz și la pacienta noastră o să se realizeze niște curățiri mai profunde a dinților, adică niște piretaje. Acolo unde pungile, adică unde pierderea osoasă este mai mare de 4 mm, se va realiza un curetaj, adică o curățire mai în profunzime a rădăcinii dintelui. Iar pentru retracția aceea gingivală, unde pierderea este destul de mare, se pot realiza intervenții de estetică gingivală, estetică mucogingivală, să spunem așa. Însă este foarte important de știut că acolo unde osul se pierde, el nu o să mai poată să crească. Există tehnici de regenerare tisulară ghidată sau de regenerare osoasă, dar acestea sunt aplicabile în cazuri și situații clinice foarte bine stabilite. Bolii parodontale este întotdeauna pierderea dinților și acest lucru nu iartă nici măcar persoanele tinere. Boala are perioade de acutizare și de evoluție cronică. Ea când este în stare latentă și pacientul nu resimte nicio simptomatologie, fie are pusee în care se acutizează și apar sângerări gingivale, creșteri în volum ale gingiilor, dinții în final se mobilizează și din cauza faptului că nu mai au suport osos, se pierd și este o pierdere nedureroasă. Acest lucru face ca pacientul să se adreseze foarte târziu la medicul dentist, pentru că cel mai des pacienții se prezintă la medicul dentist atunci când îi doare și există într-adevăr foarte multe afecțiuni dentare care dor, dar aceasta care ajunge la final cu pierderea dinților este silențioasă. Parodontoza este cauzată de placa bacteriană. Aceasta apare ca o peliculă albă sau gălbuie ce se găsește pe dinți sau în șanțul dintre dinte și gingie. Bacteriile produc inflamația gingivală, resorpția osului ce susține dintele și retracția gingivală. Astfel, rădăcina nu mai beneficiază de țesutul de susținere, începe să se miște și, în final, rezultă pierderea dintelui de pe arcadă.